Bună ziua, bine ați venit! M-am trezit azi dimineață cu un telefon de la avocat, penalist, care să-mi spună că președintele clubului a plecat la audieri la o secție de poliție. Acum am întrebat dumneavoastră mai departe. Cum ați reacționat în momentul în care ați auzit despre? A fost un șoc? Nu, nu. Da, e ceva automat, ceva în afara lucrurilor care ești obișnuit zi de zi. În fotbal te obișnuiești cu multe. Da, sigur că da. Acum avem niște informații suplimentare. Deocamdată, sigur, am văzut foarte puțin din toate datele care sunt în clipa de față în dosar. Am văzut doar partea care avea legătură cât de cât cu Daniel. Da. Eu sunt dacă vorbim acum puțin ca și principiu, da, respectarea legii este esențială, oriunde suntem, este obligatorie. Da, aș face însă o diferență majoră între violență, bătaie, violență, distrugere pe teren și niște torțe aprinse. Aș face totuși o diferență între cele două. Are calitate de martor sau de suspect? Nici nu știu să vă spun în clipa asta. Nu sunt atât de pregătit în domeniu. Dar eu din ce înțeleg, poftim? Informațiile ar fi fost că este cercetată în stare de libertate. Da, indubitabil. Adică a fost acolo împreună cu avocatul, a avut declarațiile care le-a avut de făcut și mai departe cercetarea este în continuare. Din punctul nostru de vedere, da, avem obligația să respectăm toate legile României. Da, înțeleg că tot ce înseamnă partea asta cu torțe și cu materiale pirotehnice, cum spun dânsii, este în afara legii, ea trebuie să rămână în afara legii. Da? Dacă este în afara legii, dacă se schimbă legea, atunci este altceva. Sigur că am văzut extrem de multe stadioane din toate colțurile lumii în care aceste tipuri de produse sunt acceptate. Repet, nu putem să facem o echivalare între niște torțe aprinse într-o galerie și violență, bătaie pe stadion, distrugeri și așa mai departe. Sunt lucruri foarte diferite. Da? Nu cunosc partea asta cu armele și cum mai știu eu ce. Nu știu, nu mi-l imaginez pe domnul Nicolae cu o mitralieră în mână. Da? Da. Găsit vinovat de ce anume? Că, din punctul meu de vedere, cu arme și muniții, nu mă aștept să...